Credincioșii parohiei Băbeni din județul Sălaj au trăit astăzi clipe de bucurie duhovnicească. Preasfințitul părinte Petroniu, episcopul Sălajului, a binecuvântat lucrările efectuate în ultima perioadă la locașul de cult, aflat sub ocrotirea sfinților Arhanghel, Mihail și Gavril. În continuare, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie. Am venit în Valea Someșului la Băbeni, unde după ample lucrări atât la biserică cât și la noua casa parohială care a fost achiziționată de părintele și enoria și de aici, am săvârșit slujba de resfințire a bisericii, precum și sfânta și dumnezeiasca liturghie. Bunul Dumnezeu ajute părintelui paroh, precum și bunilor credincioși. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această zi binecuvântată pe care ne-a dăruit-o. Aniversăm totodată și împlinirea a 140 de ani de la construcția bisericii și rugăm pe bunul Dumnezeu să împlinească rugăciunile tuturor celor care au participat astăzi la dumnezeiasca slujbă. La final, ierarhul a oferit diplome de apreciere celor care s-au implicat în lucrările de reabilitare a locașului de cult.